Vulpile de Republica Moldova vor fi vaccinate antirabic începând cu această săptămână. Procesul se va desfășura în perioada 28 octombrie-10 noiembrie prin distribuție manuală de momeli vaccinale antirabice. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, o campanie în acest sens se va desfășura în zonele rabigene și regiunile cu risc sporit de apariție a rabiei. Astfel, momelile urmează să fie plasate în arealul a 25 de raioane din țară. Momelile sunt distribuite manual de către medicii veterinari din cadrul ANSA în cooperare cu colaboratorii din cadrul întreprinderilor silvice și ai societății vânătorilor și pescarilor din Moldova. Instituția informează că timp de 2 săptămâni după distribuirea momelilor se recomandă restricționarea circulației libere a câinilor și pisicilor în zonele respective, întrucât aceste animale sunt competitori pentru momeli. Totodată, populația este atenționată că imunizarea nu este destinată animalelor domestice, dar în cazul consumului accidental s-a constatat că vaccinul nu este dăunător pentru câini și pisici.